Mulțumim, Bunului Dumnezeu, că am ajuns la dumneavoastră și dorim din toată inima Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Potrivit cu un plan care l-am schițat aici în fugă, urmează să prezint prin Harul Domnului un subiect legat de viața de familie, după care, dacă aveți vreo întrebare, dar numai pe acest subiect, nu discutăm acum nici de istoria Israelului, nici de Apocalipsa, numai strict de familie. După care, am vrea bărbații să discutăm vreo jumătate de oră numai noi, așa ceva ce ne privește pe noi, și surorile vă lăsăm cu surorile să discutați și dumneavoastră ceva ce vă privește pe dumneavoastră. Cu mențiunea de la început că surorile când se retrag nu fac studiu biblic, să nu ne înțeleagă cineva greșit, doar discută așa ceva, niște chestiuni din astea de ordin feminin care să pricep mai bine dacă ele vorbesc pe limba lor. Vreau să pornim în discuția noastră de la un verset din cartea profetului Osea. Știți că omul acesta a avut ceva probleme în familie. S-a căsătorit, a avut 3 copii, după care nevasta lui a plecat de acasă. Dumnezeu l-a îngăduit să guste ceea ce de fapt suporta el când Israelul s-a îndepărtat cu inima. Însă s-a întâmplat cu nevasta lui Osea ceea ce scrie aici în versetul 7. Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge. Îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice, hai să mă întorc iarăși la bărbatul meu, dintâi, căci eram mai fericit atunci decât acum. Și vreau ceea ce discutăm să punem subtitlu, când o familie este fericită. Femeia asta s-a săturat de prima familie și a încercat altceva. Dar a ajuns la concluzia că era mai fericită înainte. Și-a avut totuși suficientă pricepere și Dumnezeu vorbi și bărbatului ei, că am dorit și femeile să priceapă și Dumnezeu să vorbească și bărbaților, să se întoarcă să fie din nou împreună. Și să înțeleagă că altfel ar trebui să comporte ca să fie fericiți. Îi zice aici în capitolul 3, i-a zis bărbatul, rămâi numai a mea și voi fi și eu la fel cu tine. Dacă vreți ca familia să fie fericită, trebuie să ne luăm anumite angajamente, bărbatul, femeia, ca să nu lăsăm așa lucrurile să curgă. Mi s-a întâmplat uneori că am întrebat pe cineva, cum sunteți în familie, cum vă înțelegeți? Ah, așa ca toți oameni, ne mai certăm, mai ne împăcăm. Și zic, ce vrei să spui cu asta, că e normal așa? Normal este altfel. Zic, eventual așa e obișnuit, dar nu e normal. Repet, când sau cum o familie poate să fie fericită. Ne uitând că Dumnezeu a creat familia în condiții de fericire perfectă, în grădina Edenului. Și uitându-ne la ei, și nu numai, dar de fapt uitându-ne la noi, folosim Biblia ca o oglindă, să ne cercetăm și să ne îndreptăm starea. Vreți asta? Vedeți că v-au auzit nevestele că a spus amin și dacă nu vă schimbați, o să ceară înregistrarea. Să spună, așa te-ai angajat. În primul rând, o familie este fericită atunci când cei doi ascultă de Dumnezeu și nu se lasă duși în eroare de sfaturile altora și de șoaptele diavolului. Să ne oprim la Adam și la Eva. Ce ziceți? Au fost fericiți înainte de păcătuire în grădina Edenului? Dumnezeu a spus că toate erau foarte bune. Să mănânci după plăcere, de boală, nici nu se pomenea. Era o distracție să lucrezi în grădină dacă nu crezi buruie, nu? Așa a fost atunci. Dar de îndată ce n-au mai ascultat de Dumnezeu, care le dăduse o poruncă concretă cu privire la pomul din care nu trebuiau să mănânce, și Eva a ascultat de diavolul și Adam a ascultat de Eva și în fond de diavolul, s-a terminat cu fericirea lor. Și iată ce s-a întâmplat atunci. Citesc versetul
8. S-au ascuns de fața lui Dumnezeu printre pomii din grădină. Și când îl întreabă unde ești și cât ești de fericit, iată ce răspunde Adam. Mi-a fost frică și m-am ascuns. Ce ziceți? Un om la care e frică se ascunde mai e fericit? S-a dus fericirea. Cum au pierdut-o? Exact cum scrie aici în sentința care a fost dată lui Adam, versetul 17. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, ți s-a dus fericirea, nu numai că a început cu frică, dar scrie versetul următor, spin și pălămide să-ți dea pământul, mănânci iarbă de pe câmp, că din pomii din care ți-am dat voie n-ai vrut, acum, afară de grădină, în sudoarea feții tale să-ți mănânci pâinea, fiindcă ai ascultat de. La noi ca familie, zilnic vin informații, provocări, șoapte. Și ca părinții noștri, Adam și Eva, noi avem de ales. Rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce ne-a spus, să zic și în mod profetic, dacă ne-a transmis ceva, sau ne influențează cineva, sau cum aminteam, chiar șoapta diavolului. Iată ce zice profetul Ieremia referitor la a te încrede și a asculta de Domnul sau nu. Citesc Ieremia, capitolul 17, de la versetul 5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om și își abate, se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Este ca un nenorocit în pustie și atenție, nu vede venind fericirea. Cum te duci după oameni, cum pleacă fericirea de la tine de acasă? Păi suficient de exemplu ca femeie să discuți cu o alta de la care n-ai ce să înveți, că n-are o familie reușită, și îți spune ceva, te iei după ea și pe când vine bărbatul, te ceri cu el. Că pe tine te-a influențat acea femeie. Poate bărbatul a citit ceva, a vizionat ceva pe internet sub o influență a diavolului, nu mă ascultă de ce-i scris și nu mai vede fenii în fericirea. Scrie mai departe aici. Versul 7, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcine spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Acum vă întreb concret, pentru dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu ce valoare are? La dumneavoastră acasă se citește din cuvânt? Discutați ca să vedeți care e voia Domnului? O familie era în scandal și s-au dus frații să-i împace, să le spună unul, altul, las-mă în pace, fiecare avea justificarea lui. Și la un moment dat, unul din frații ăștia, doi lucrători, deschide Biblia, se apropie de femeia aceea, zice, soră, uite-te cum scrie aici. Dintr-o dată ea așa devine palidă și zice către bărbat, păi, dar știi că e scris în Biblie cine a zis, frate? Și a fost cercetată pe moment. Scrie în Biblie. Dragii mei, ce-a spus Dumnezeu, spus apoi Domnul Iisus, că cerul și pământul trece, cuvintele lui nu vor trece. Cine nesocotește cuvântul Domnului, scrie în Proverbe, se pierde. Dați valoare cuvintelor lui Dumnezeu în casa dumneavoastră. Că scrie în Biblie, vă citesc tot din Proverbe și meditați asupra lor, capitolul 16, versetul 20. Cine cuge la cuvântul Domnului găsește fericirea. Când suntem mai fericiți? Când ținem cont de ceea ce e scris. Dar asta înseamnă să ne obișnuim să citim, să dăm crezare lui Dumnezeu, să nu facem că lasă după nevastă, că lasă după bărbat, sau amândoi pot să gândească greșit. N-are drept nimeni să ne învețe cum trebuie să facem, prioritar și veșnic rămâne
cuvântul lui Dumnezeu. Îl citiți? Vă ghidați după ce-i scris? Sau așa a zis predicatorul cu tare? Lasă predicatorii. Dacă spun ce-i scris în Biblie, foarte bine, dar dacă nu, treaba lor. Spune Pavel în Roman 2 că după Evanghelia asta vor fi judecați oamenii. Să ținem cont, zice Pavel, v-am învățat să nu treceți peste ceea. Și este scris, cum a biruit Domnul Iisus în ispită când a venit diavolul? Este scris, numai că și diavolul e diplomat, a venit și a zis, dar în altă parte scrie așa. Și aici e chestiunea, să știi să interpretezi corect cuvântul. Că Domnul nu a zis atunci când diavolul a spus și el ceva ce e scris din nou, este scris, ce cuvântul a folosit Domnul? A zis, de asemenea este scris. Că altfel vine cineva cu un verset, de exemplu, e versetul ăla la 1 Corinteni, capitolul 7, și dacă nu știi cum să-l iei, cât despre fetele fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Ai văzut? Nu este nicio poruncă pentru fete. Poți să-și facă de cap. Dar în original aici, cuvântul sună așa, cât despre feciorie, ceea ce înseamnă cât pentru fete sau pentru băieți, zice Pavel, n-am poruncă să le poruncesc să se căsătorească. N-am poruncă nici să le spun să nu se căsătorească. Că diavolul e specialist la două lucruri. Să pună la îndoială ce e scris sau să îi dea o interpretare fals. Am auzit eu de aici, din 1 Corinteni 11, când era vorba de acoperirea capului, pe un predicator vestit undeva într-o altă confesiune în țară, scrie că aș acoperi femeia capul nu înseamnă să pună batic, zicea dumnealui. Aș acoperi capul simbolic, trebuie să se roage pentru bărbat și să-l acoperă, să fie ocrotit săracul de el. Și zicea că bărbatul nu are nevoie să acopere capul, că el nu trebuie să-l ocrotească pe Domnul Hristos, că se apără singur. Ați putea crea de o asemenea interpretare. Am auzit iară tot o interpretare, tot la unul vestit din altă confesiune, că cei din Samaria n-au primit Duhul Sfânt când au crezut prin Filip, până s-au dus Petru și Ioan, pe niciun alt motiv, numai ca să nu se mai facă o altă organizație la Samaria, diferită de aia de la Ierusalim. Asta ați putea crede? Dar vedeți ce explicații oarbe sunt în stare oamenii să dea. De aceea v-am spus, pentru a păstra fericirea în casă, trebuie să ținem cont de Dumnezeu și să nu ne luăm după oameni, să ținem cont de cuvântul lui, amin? Amin. Trec la punctul 2. Când o familie este fericită? Și pornim din nou de la Adam și Eva. Când principiile sfinte, am putea spune cuvântul, biruie plăcerile și durerile noastre. Ce vreau să spun cu asta? Cum s-a înșelat Eva și a călcat cuvântul? Vă citesc Genesa 3:6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Da? De unde a văzut că era bun de mâncat? Că nu mai mâncase. După ce l-a mâncat, a fost bun la gust? Nu. Era plăcut de privit. Design, nu? Arată interesant. Și chiar de dorit să deschidă cuiva mintea și nu și-a putut controla pofta. Cum zice Iacov, pofta când a zămâslit de naștere, păcatul. Dacă vreți să fiți fericiți, controlați-vă plăcerile. Uneori asta e valabil și în plan fizic. De exemplu, prescrie medicul un regim alimentar. Dar ție îți place dulcele, de exemplu. Și ți-a spus să nu mănânci dulce, că îți crește glicemia. Te întreb, după ce mănânci dulce, te simți bine? Da, dar la cerul gurii, ți-a plăcut, nu? Da, dar tu n-ai alt etaj deasupra de la cerul gurii, n-ai aici birourile mai sus. Să se analizeze. Așa e și spiritual. Ce a zis bietul Samson când i-a spus tată sau și mamă sau judecător 14? Băi,
E judecător în țară, îți poți alege ce fată vrei din Israel, nimeni nu o poate lua înaintea ta. Și a zis, ia-mi eu, că-mi place. Să înțelegi bine cu ea. Câte zile de fericire după nuntă a avut? Nu scrie acolo că toate zilele de la nuntă l-au chinuit. Ce să mai vorbim de după nuntă? Că a plecat acasă supărat. Vedeți? Când te biruie plăcerea, s-a adus fericirea. Dacă ți-o puteai controla, e liniștit. Acum, dumneavoastră știți ce vă place, ce vă pasionează. Eu vă citesc din Noul Testament, spune Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 3, versetul 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă ne lăsăm după pofte, nu suntem fericiți. Atenție, bărbaților, la provocările femeilor de afară. Atenție și dumneavoastră. Atenție la ceea ce vă place, la ceea ce vă poate corupe pe amândoi. De exemplu, la amândoi să vi se nască pasiunea, să vă injecteze diavolul deodată, vrem să mergem la mare. Avem plăcerea să ne bronzăm, parcă negri n-ați fi destui. Și asta ne place. Nu le mai place cum arată, că le place altceva. Că bietul Adam și Eva nu le-a spus Dumnezeu să mănânce după plăcere din toți pomii din grădină. Da, dar diavolul a zis, da, mai este o plăcere și voi pe asta n-ați gustat-o. Asta e grozav. Le-a stat în gât, de-aia vorba cum îl lua Adam. Așa a fost plăcerea aia. Extra. Dumnezeu te lasă să te bucuri de viață. Scrie în Biblie, gustă viața cu nevasta ta. Acum iar diavolul vrea să-ți ofere o altă plăcere. Și chiar cu soția trebuie să fii atent la ce plăceri îți permiți. Am fost odată la o conferință așa cu familie în Italia și 4 luni mai târziu îmi scrie un bărbat. Este pe internet o posibilitate de consiliere. Zice, soția mea a fost în urmă cu 4 luni, acum el nu știa că mi se adresează tot mie. Și cine a prezentat acolo, a învățat-o să nu mai îmi accepte fanteziile mele sexuale. Și de atunci, viața mea este prea monotonă. Măcar că eu răspund pe scurt, că n-am vreme că-s mai smulți, dar la asta m-am trudit să-i răspund mai pe larg. Omule, pentru tine singura plăcere este cea de natură sexuală? Tu alte plăceri în familie n-ai? În primul rând, dacă suntem credincioși, avem plăcerea părtășiilor sfinte, acasă, cânți o cântare cu soția, ascultați o predică, vă rugați împreună, Dumnezeu v-a ascultat, aveți bucuria asta de credincioși. În al doilea rând, ai plăcerea și împlinirea sufletească. Ai cu cine să discuți, ai cine să te mângâie, cu cine să-ți împărtășești toate problemele vieții. Și apoi este spațiu și pentru plăcerea fizică. Dar nu ți ajunge cât ți-o lăsat Dumnezeu. Zic, nu vezi că în ceea ce oamenii și-au permis plăceri extra, ai, de exemplu, relații sexuale cu soția o viață întreagă, totul e normal. Vrei să-ți împlinești plăcerile cu o alta, vin boli. Nu ești mulțumit cu o relație sexuală normală cu soția ta, vrei sex oral, anal, alte perversiuni? Zice în Romani 1 că Dumnezeu le-a dat să-și primească în însăși trupurile lor o sânda. Și zic, uite, este herpes vaginal, cancer la gât și câte nebunii, măi. Dumnezeu îi pedepsește pentru asemenea plăceri chipurile suplimentare. Și nu o să fiți mai fericiți, pentru că, în mod normal, vă întreb, când bei apă, că noi putem să înțelegem asta, suc, ce vrei să bei? După ce ai băut
mai simt nevoia să mai bei și rachiu și șampanie și nu știu ce. Dar unul care e bețiv și nu se poate controla la pofte, săracul tot bea și mai nu se satură. M-a întrebat odată un preot pe un țăran, măi, după ce calul tău bea apă, mai stă la fântână? Zice, nu, dar tu după ce ai băut apă, după ce mai stai acolo la băut? Că așa-s poftele, sunt ca apa mării, tot bei și nu-ți trece de sete că sărat, apa e sărată. Poftele astea păcătoase tot îți dorești tot altceva și altceva și numai la fericire n-ajungi, te îndepărtezi de ea. Să ne ajute Domnul să ne putem controla. Îmi spunea odată un frate că mergea pe mașină cu el patron, cu un alt patron și celălalt îi zice, măi, am văzut că te-ai pocăit și nevastă, am văzut că unul îmbrăcat așa, bustă, batic, mui la voi, la pocăit. Și fratele zice, da, nevastă mea nu umblă așa forțat. Noi ne-am întors la Domnul și ea se cotește că are haine curate, este decentă, nu-și dorește altceva, nu-i frig, nu-i cald, se îmbracă după temperatură, după caz. Și nepocăitul zice, măi că dacă stau bine să mă gândesc, zic, mai ușor vouă ca nouă. Păi zice, nevastă mea, dacă vede o modă la Paris, la nu știu ce casă de modă, în 3 zile trebuie să-i comand, să n-apuce alta să poarte la noi în oraș înaintea ei. Le îmbracă de 2 ori și spune, gata, crezi că-s țărancă? Zice, în veci nu-i mulțumită. Că pe când a ajuns haina să s-o poarte la salonul de modă a apărut altceva. Îmi doresc aia. Poftele n-aduc fericire, știați că, nici dacă le împliniți. Fericire primești atunci când poți să-ți controlezi poftele și să știi să-i dai la trup ceea ce trebuie, la suflet ceea ce se cuvine. Ești ca și când ai mâncat, ai băut apă, mai vrei să te întorci înapoi în bucătărie? Nu, până de seară, până mă apucă iară foame, atât, tot. Și ești fericit și liniștit. Ce ziceți dumneavoastră? Adam și Eva au mâncat din pomul acela de foame? Nu de foame, de poftă. Numai că poftele firii pământezi, zice 1 Petru 2 cu 11, se războiesc cu sufletul. Și când e război, mai e fericire? Nu. Așa că, stimați bărbați, fiți mulțumiți când vă dă nevasta mâncare și să n-aveți pofte să mâncați nu știu ce ați văzut, nu știu ce reclamă. Și dumneavoastră, fiți mulțumiți cu ceea ce aveți și îmbrăcați, că dacă veți fi nemulțumite de la pofte, apoi de la asta vă certați, zice Iacob 4, de unde vin luptele și certurile între voi? Voi poftiți! Ați văzut ce vă fură fericirea din casă. Poftele necontrolate. Dar care e mulțumit? Proverbe 15 cu 15. Omul cu inima mulțumit are un ospăț? Hai, dacă nici la ospăț nu ești mulțumit, nu? Dar care are ospăț, frate? Să mai dorești ceva? Nu! Nu primiți poftele acasă, că vă scot din casă, vă pun pe drumuri și nu-i bine și n-ajunge și nu-i destul și nu-mi place. Mai spânzurați până nu-mi place. Firea pământească trebuie răstignită. Amin? Așa că să nu aveți mofturi. Și să nu poftiți, că scrie în 1 Corinteni 10, să nu pățim cum au pățit ei. Câți au murit când au poftit? Hai să mă citesc. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. S-au murit într-o singură zi 23.000, spune versetul următor, la o altă ispită. Amintiți-vă de bietul Solomon. Bietul de el, poftilor termina și pe el, că fericirea nu se obține când nu știi să te înfrânezi. Eclesiastul 2.10, tot ce mi-a poftit ochii, le-am dat. Da, Solomon, uite, hai să ne spui cât ești de fericit. Versetul 17. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Și scrie aici în final, versetul 20,
25 și 26, cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă, să adune și să, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Deci dacă vrei să fii fericit, nu a avea mai mult sau avea ce-ți poftești, aduce fericirea, ci a te mulțumi cu ce ți-a dat Dumnezeu. Dumnezeu îți dă exact atâta cât să fii fericit. Diavolul vrea să-ți mai ia sau să spună că dacă ai mai mult, atunci o să fii fericit. Nu-i drept. Îți ajunge cât ți-a rânduit Dumnezeu. Amin? Vin cu un alt răspuns. Când o familie este fericită? Când sentimentele vieții de familie sunt naturale și sunt păstrate sub control. De data asta iau ca exemplu pe Isaac și Rebecca. Scrie în Genesa 24 că Isaac n-a cunoscut-o până atunci, i-a fost adusă de robul lui Avram, versetul 37, a luat pe Rebecca, ea a fost nevastă și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. A fost și el bărbat ca și noi și ea femeie ca dumneavoastră. Și iubirea înseamnă și sentimente. Și scrie aici în capitolul 26, versetul 8, că pe fondul unei stări de a se ascunde că e nevasta lui, a fost totuși zărit, fiindcă șederea lor acolo se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filisten, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Rebecca jucându-se, pe Isaac jucându-se cu nevasta sa Rebecca. Cum înțelegi că s-au jucat? S-au jucat de avața ascunsulea, nu? S-au jucat în așa fel încât și-a dat seama că e nevasta lui, eu știu, o îmbrățișat-o, o sărutat-o, o luat-o în brațe, a fugit cu ea în grădină, nu știu ce a făcut. Na. A fost ceva normal ce s-a întâmplat. Dar ani au trecut și s-a devenit un bătrânel care și-a pierdut vederea, că atunci nu era ochelari. Și n-a mai văzut cât e de frumoasă nevastă, s-a poate mai trecuse și ea. El s-a lipit de un băiat, ea s-a lipit de celălalt și sentimentele între ei s-au stins. Și zice la un moment dat Rebecca, dacă așa e viața, n-are gust. Isaac s-a înțeles cu băiatul ce plan are să facă, Rebecca a tras cu ochiul, cu urechea la celălalt. Și nu s-au înțeles că pe fondul ruperii sentimentelor, așa când unul doarme cu vremea într-o cameră, celălalt în cealaltă cameră, apoi a zice, eu-s bătrână de acum, mă las în pace. Așa, săraca s-a gândit prea târziu că trebuia să meargă la mănăstire. Și se răcește relația între ei și asta nu-i normal. Că Dumnezeu ne-a creat cu sentimente care trebuie să ne lege o viață întreagă. Până să se căsătorească pe unii nu știi cum să-i ții reci. După aceea nu știi cum să-i încălzești. E normal așa? Într-o familie erau probleme. De la răceala ei, el ajunsese să trăiască cu altă femeie. Ea nu știa. Mergând la ei, am aflat că el doarme într-o cameră, ea în alta. Ea nu știa ce se întâmplă cu el. Și când o întâlnesc numai pe ea, întreb, care e relația dintre voi? Bună, noi nu ne certăm. Dar zic, sentimental, cum sunteți? Am aflat că el doarme într-o cameră și în alta. Zic, eu îmi fac datoria de nevastă. Dar eu discutasem cu el. Ea mergea așa, spunea, ai la îndemână 5 minute. Plec. Apoi zice, frate, ce e asta? O colegă de la serviciu aia știe să zâmbească. Și să mă întrebe dacă am dormit azi noapte, dacă am visat ceva, dacă n-am vreun junghi, dacă... Păi și nevastă mea... Și zice, de ce dormi în camera aceea? Trebuie să acopăr copiii.
Zic, astea sunt povești de spus la copii, nu mie. Noi trebuie să discutăm ce se întâmplă. Zic, tu ți-ai întrebat, bărbatul e mulțumit de relația ce o aveți? Păi mi-e rușine să-l întreb. Auzi, după 5 copii. Mă zic, las, veniți la grădiniță că vă învăț eu. Dacă pe voi trebuie să vă ia omul așa ca pe silabe. Se poate întâmpla și invers. Deci o beată femeie după 20 de ani de căsnicie, frate, n-a mai rezistat. Și am întrebat toată pe bărbat, băi, tu mă iubești? Zice, asta e treaba mea. Păi e drept că e treaba ta, dar nu știu dacă ți-o faci. El își lua porția lui și vroia meniu în fiecare seară aproape. Și ea, sărmana, au rămas tot suspendată, până când l-am reușit dat drumul singură. M-ați înțeles ce am spus, nu? Am masturbat. Și în durerea ei au ajuns să spună la conducerea bisericii, știți ce nebunii urmează să fac? Să-mi găsesc un bărbat care știe să ocupe de mine când se culcă cu mine. Bă, femeie, tot ce ai zis? Da, e o nebunie, dar nu mai pot. Și când am să discut cu el, băi, frate, pe mine nu m-a învățat nimeni. Păi ne apucăm acum de școală, hai. Sentimentele trebuie să fie naturale. Să știi să vorbești, să știi să atingi o femeie, să știi să accepți îmbrățișarea soțului tău, să povestiți, să discutați. Am întâlnit fel și fel de nebunii. Când se îmbrățișeze bărbatul, să vrea să culce cu ea, o să vrea să o vadă dezbrăcată. Azi, nu, nu știu, am bătrân, ce mai te uiți la mine acum? Dar altul croitor, când s-a dus să ia măsură, ăla s-a lăsat zbrăcată și se sărute sânii. Atunci nu a fost la fel de bătrână. Pentru că dacă nu-ți consumi sentimentele cu soțul, într-o zi se tot adună, dar într-o zi presiunea asta pușcă. Ori vei păți ceva hormonal, ori te duci în brațe la altul. Spune o soră, cred că familia noastră se va ruina. De cum? Suntem credincioși, soțul se poartă foarte atent cu mine, dar să n-aud de relații sexuale. Atunci trebuie să pun niște întrebări suplimentare, vedeai, ce cu tine? Ai probleme de sănătate? Și am ajuns să aflu secretul. Ea a venit din viață, din familia părinților ei, cu ideea că relațiile sexuale au ceva păcătos în ele. Și când urma seara să culce cu bărbatul, băi, acum cred că păcătuiesc chiar. Nici vorba de ceva. De asemenea, ei au insuflat diavolul în minte ideea că ea nu-i frumoasă, ba se mai și îngrășase puțin și chipurile că la bărbat nu-i place. Când colo să aflu, punând întrebări de alea de sub, nu de astea deasupra, că deasupra tot spun glazură frumoasă, nu? Ei nu-i plăcea cum arăta el. Și atunci când se pună mâna pe ea, ei vine greați. Da, m-a apucut de treabă. N-ai cum? Pentru că sentimentele trebuie să fie de dragoste. Sau nu e așa? Să nu spuneți că nu sunteți normal. Că așa ne-a creat Dumnezeu. Ce vreau să mai spun cu sentimentele? Fiecare soție trebuie să-și cunoască soțul. Fiecare soț, soția lui și scrie că nu suntem stăpâni unul pe trupul celuilalt. Și trebuie în timp grijit ca până la bătrânețe, că aici nu e vorba numai de relații sexuale. E vorba de tandrețe, de bunăvoință, de o îmbrățișare, de o vorbă, de un gest, de sentiment, care trebuie să fie în limite naturale. Vă citesc din Cartea Proverbe, capitolul 5. Deci este un text interesant. Trăim într-o lume, dragii mei, în care în reclame toți zâmbesc, la magazin toți zâmbesc, la film nu ne uităm, dar întâmplător sare ceva în ochi, toți zâmbesc, și când vii acasă, zici că singura persoană acră din lume e nevasta. Vine să întreb, ai băut o țeta sau ce cu tine? Și
dacă un bărbat nu se poartă, o femeie nu se poartă și ea tandră cu bărbatul, cum spuneam, îi spune, hai, ia, lasă, ia mâna, lasă. Sau dacă bărbatul nu știe să vorbească frumos cu ea. Ascultați-mă ce scrie Proverbe, capitolul 5. Versul 15. Bea apă din fântâna ta, din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele în afară? Adică să dai drumul la sentimente în sat? Pe Facebook? Știu unul puține cazuri. Și de bărbatul nu îmi spune cuvinte cum îmi spune asta de pe Facebook. Păi lasă-l să le citească, să le înveți. Te și mărturisești cu ocazia asta. Ce vrei să ți se verse izvoarele afară? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Atenție la prietenii între familii. Familie foarte prietenă apropiată cu alta, el s-a scăpat nefiind gentil și-a jignit-o pe ea, celălalt zice, așa vorbești cu ea, eu să am așa nevastă bună ca te-aș săruta picioarele și-a ajuns să le sărute. Periculos. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Dar înseamnă că nu e mai tânără. A fost. Și boică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Na, tâlmăciți în dumneavoastră versetul ăsta altfel. Că văd că vi l-o dat și pe germană, nu? Așa, de două ori grăieștele, numai să înțeleagă. Fii îndrăgostit, necurmat, nu? Până la 30 de ani și gata, până la 40, maxim, 50, limită maximă. Fii îmbătat, fii îndrăgostit. Eu sunt căsătorit acum, s-a împlinit 5 octombrie, de 29 de ani. Dar eu încă nu m-am trezit din beția asta. Și nici nu-mi doresc. Scumpa mea știe, e aici. E normal să fie așa. Un băiat de-a nostru a plecat la muncă în Norvegia și o familie acolo la care stătea, eu surprins într-o zi îmbrățișat și sora imediat sfioasă s-o tras, știi? Stai că ne vede Beni. La care Beni zice, stați liniștiți că eu pe tata și pe mama tătă zoaie văd îmbrățișați. Zice, pentru mine ceva normal, vă socotesc o familie sănătoasă. Și zice mai departe ceva interesant aici, am vrut să ajung și încheiam încheiat ideea. Versetul 20. Și pentru ce fiule ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute când ți-ai dăruit toate sentimentele către soția ta, nu mai rămâne loc nici de o privire cu coada ochiului pentru alta. No. Consumați-vă sentimentele în familie. Soția să-ți fie prietena ta, ei să-i spui toate cuvintele plăcute și alese și tu de asemenea soțului, nu cu colega, cu prietena, cu vecina, nu, nu. Nu împărțim sentimentele cu mama și cu tata, nici cu Iacov, nici cu Esau, cu băieții, numai unul înspre celălalt. Amin? Se înregistrează iară, nu? Bun, trec mai departe. Când o familie este fericită? Când dragostea nu obosește să se sacrifice? Vă citesc de data asta din cazul lui Iacov și a căsătoriei lui ciudate. Laban îi zice Genesia 29 cu 15. Fiindcă ești judecă cu mine să slujești oare degeaba, spune ce simbrie vrei. Iacov a zis, versetul 18, voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Și Laban s-a învoit, versetul 20. Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. Dragostea este în stare de cele mai mari eforturi. Și când în familie nu suntem fericiți, este că dragostea nu investește. Nu o să muncești 7 ani pe degeaba, să pui mâna pe o fată că îți place. Dar după ce ai luat-o 7 ani pe degeaba, nu mai poți. Acum e deja a ta, tu atunci n-ai primit nimic, acum deja o ai, nu? E la tine acasă. Am predicat la nunta asta și la numărul 1 că pentru bărbat dragostea se exprimă și în efortul muncii lui pentru familie. E oarecum valabil și pentru femeie.
Nu să muncești și să impuți. S-am făcut asta, s-am făcut asta, s-am adus bani. Că zice că dragostea, și dacă îți dai averea, dar dacă n-ai dragoste, este nimic, nu folosește la nimic, deci nu două schimburi. Înseamnă numai dragoste cu efort, înseamnă două schimburi cu bunăvoință, cu tandrețe, să-i dai fără să-i amintești cât ai luat salarul și tu să muncești pentru soț fără să-i spui de câte ori ai spălat astăzi gresia și câte ori ai muncit tu pe meniul ce l-ai pregătit. Vă dau un exemplu din Biblie, tot din Genesa. Iosif i-a primit pe frații lui, dar nu așa, spune, băi, amintiți ce mi-ați făcut? Eu vă dau mâncare, dar să nu vă augură. Sau vă dau mâncare, stați acolo cu minți în gosen. Genesa 50, versetul 21, fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Când dragostea se jerfește, și repet, fără să aștepte răsplată, dragostea crede totul, nădăjduiește, suferă tot. Nu se poate în familie să nu fii fericit. Și dacă nu se răsplătește soțul, dă efortul acesta de a te dărui. Că la urmă, băi, dragostea în familie este o jertfă. Te dăruiești pentru soț, ți-ai dăruit fecioria, îți dăruiești apoi trupul pentru o sarcină, te consumi toată viața pentru familie, te dăruiești pentru copii. Când devii egoist și spui asta e pentru mine, ăștia e banii mei, ăsta e contul meu, s-a dus fericirea cu două pungi și cu nu mai vreau și cu nu mai fac. Sau fac numai așa, contra cost. Dragul meu, familia nu este o asemenea afacere. Dragostea se jerfește fără rezerve. Amintiți-vă de spusele lui Rut. N-a pus-o pe soacră să meargă la lucru. A spus, unde vrei tu, acolo mergi, se întâmplă ce vrea, eu mă dăruiesc. Dumnezeu să vă ajute. Mie când mi-este dat să văd oameni leneși în familie, nu știu ce să le facă, nu vă spun ce-mi vine să le fac, poate nu-i bine, nici să vă spun. Dar pentru bărbații leneși, un bărbat, dragii mei, poate munci 150% peste capacitatea unei femei. Un bărbat poate munci, nu se întâmplă niciun rău. Femeia, de asemenea, la nivel de familie, este în stare de niște eforturi susținute, repetate, în fiecare zi, din nou și din nou, să dăruiești și să dăruiești. Așa se obține fericirea, nu așteptând și imputând, să facă celălalt. Când ați ajuns să vă trimiteți unul pe altul, să băgați din unul altul, că tu n-ai făcut asta, tu n-ai făcut asta, că eu am adus de la mine dizastru, o fost mai mare, că tatăl tău și măta nu ne-o dat, apoi mai bine ar fi fost săraci, că nu vă mustrați, că zero și cu zero, oricum îl tai în patru, în cinci, tot acolo ai. În loc să te bucuri de ceea ce ai, să te dăruiești. În holul bisericii la noi am fost o familie și știu că se înțeleg bine, erau unul lângă altul și zic, dacă ziți amândoi, nu se poate să nu vă binecuvintez încă o dată. Și la care au zis așa, parcă amândoi, cum zici în pildă, parcă să se înțelegi. Zic, acum ne iubim mult mai mult ca înainte. Atunci ne-am iubit așa, pentru ceea ce eram, pentru un vis. Dar acum avem aici în spate o istorie. Sunt nașteri, sunt copii, sunt eforturi de o viață. Vă dați seama? A depune efort până la ultima fărâmă de viață. Dragostea să se sacrifice. Și vă mai dau încă un aspect de ce ar fi în stare dragostea. Știți unde se obosește dragostea mai tare? Părerea mea că nu la muncă. Vă citesc din Proverbe, capitolul 10, versetul 12. Dragostea acoperă toate greșelile. Mi se mai întâmplă uneori să aud câte un bărbat spunând, eu iubesc, eu. Dați mai aduce aminte vreo greșeală care a făcut-o ea? Dumneavoastră, cum stați cu iertarea greșelilor?
Bărbații greșesc. Știți de ce greșesc bărbații? Ei nu știe cum gândește o femeie. Și ei săracii cred că e bine și când colo nu e bine, nu așa ați vrut. Și greșesc, voind să facă bine. Vine un bărbat să te ajute. Câteodată mai îmi ajunge asta în bucătărie, dar numai așa la almuș necalificate, că nu mă pricep. Și vă dați seama, bărbații sunt buni de lucrat cu toporul, mai degrabă decât cu ceva să curețe cartofi sau ceva pe acolo, morcovi. Și țin minte că mi-a zis, dragă, dar tu nu știi asta. Dar eu nevinovat, zic, chiar că nu știam. Eu crezut că din oficiu știu, nu? Păi eu am vrut să ajut și eu am stricat treaba, nu? Dar fiindcă mă iubește, ce problemă, nu? Ce e asta? Și invers. Femeile greșesc. E tare ușor să greșească o femeie în ochii unui bărbat, nu? După înțelegerea mea, femeile ori vorbesc în plus, ori mint. Să vă explic cum vine asta. Femeile dau detalii. Dacă nu vor să minte, că sunt pocăite, dau niște amănunte, care noi bărbați zici, da, povestea asta suplimentară ce rost avea? Dacă nu vor să spun adevărul, noi bărbații scăpăm să nu mințim. Când noi spunem, da, nu, nu știu. Femeia nu poate, ea trebuie să dea detalii. Și când nu vrea să spună adevărul, nu-i rămâne decât să mintă. Să pună ceva de la sine. Suntem diferiți. Dar dragostea nu încetează să depună efort și să ierte. Amin? Aveți vreun proces verbal de iertare că trebuie să-l semnați în seara asta? Uneori mi s-a întâmplat să rog pe cineva să meargă să se împace cu cineva și zic, frate, mă duc și îi spun, zic, cum îi spui? Păi dacă, zic, vezi, mai bine ți-a scrie-o pe foaie cum să te cer de iertare. Cere de iertare n-are pe dacă. Dacă ăsta e foarte păcătos. Păi că dacă am greșit, tași că e greșit. Dar dacă n-am greșit, foarte bine. Ce, Abigail a greșit? Și o zic, de câteva ori câte, David, că eu îți devină. La unii le frică că păcătuiesc dacă spun că îți devină când nu-ți devină. Nu e adevărat, ăsta nu-i păcat. Că Fiul lui Dumnezeu a luat păcatele asupra sa. Păi nu păcătuise el, dar le-a luat asupra lui. Noi n-am putea așa? Vă dați seama ce spin special suntem. Nu cumva să lipească păcatul altul de mine. Nu să lipești. Cereți iertare și dacă n-ai greșit. Că atunci îl vei învăța și pe celălalt să se trezească, să spună, băi, nu tu ești de vină, băi, eu îți devin. A, nu, eu îți devin. Ce ceartă interesantă, nu? Păi la Sfinții imediat se rezolvă problema că la păcătoși trebuie să găsești vinovatul. Cearta la Sfinții foarte simplă, trebuie să găsești numai pocăitul. Numai pe ăsta care cere iertare trebuie să-l găsești, celălalt nu mă interesează. Când dragostea nu obosește să muncească și să iartă, vine fericirea la voi acasă. Până atunci, așteaptă în stradă. Și în ultimul rând, și mă opresc, după aveți prea multă fericire. Fericirea locuiește într-o casă când înțelepciunea cuvintelor biruie nebunia cuvintelor. Zice în Proverbe, vă citesc din capitolul 16, 18, hai în 16 întâi, versetul 21. Cine are inimă înțeleaptă e numit priceput, dar dulceața buzilor mărește știința, înțelepciunea este un izvor de viață pentru cei ce o au, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. 24. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagor de miere dulci pentru suflet, sănătoase pentru oase. 18:20. Din rodul gurii lui satură omul trupul. Din venitul buzilor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Diavolul ne îndeamnă să șoptim cuvinte prin care jignim,
Dar înțelepciunea te poate face biruitor. Și la urmă, toată treaba e din limbă. Cum vorbești cu nevasta? Cum știi să pui problema cu soțul? Totul se rezolvă. Cum zice în 2 Samuel 20, că a zis o femeie, noi suntem o cetate de pace. Cineva orice întreba, întreba Nabel și zice acolo, și totul se sfârșea aici. M-a avut un bunic credincios, poate v-a mai povestit de el. Nu s-a certat niciodată cu bunica. Cea mai gravă vorbă la el era următoarea, no, pace bună, dar pe tonul ăsta. Cu cine te cerți? Dacă era nevoie să te ia în casă, dacă trebuia ieși afară, șartă-te cu el. Fratele Niculiță Moldoven la Sibiu, când s-o curunat, îi spune soției lui, Ileana, sau cum o chema, așa ceva, da? Foarte grav îi spune, auzi, dragă, în viață cu mine nu te cerți. Dar cum? Zice, eu nu mă cert și numai unul singur n-are cum. Mi-a povestit cineva că s-a dus la el și a început să vorbească. Și vorba aveți, fujă la unul, la altul, știi? Și zice, dacă voi aveți vremea de asta, treaba voastră, eu mi-am pus în plan să cânt. Și cu unul care cântă, te poți certa? Păi. Și dacă o dai pe altă gamă, cânti la altă voce. Dar când aud replici, auzi ce-a zis, totul e din limbă. Să știi cum să pui problema, să știi când să taci. Cred că unii ar trebui mers cu limba la pilit ca lupul ăla din povestea lui Creangă. Să fii mai dulce când vorbești. Dulceața buzilor? Mărește. Imaginați-vă să spună o femeie, mă, un soț inteligent. Dar cât de dulce vorbește? Dulceața buzilor mărește știință. O, dragă, ai venit. Limba dulce zdrobește oase. Te întărește. Ce-o zis Rut către Boaz? Rut, capitolul 2. Omul s-a dus, a vorbit cu muncitorii și apoi a întrebat cine e femeia asta și zice versetul 12, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului Israel sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și ea a zis, o, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, că și tu m-ai mângâiat, atenție! Și vorbele tale au mers la inima slușnicii tale. Unde ajung vorbele? La inimă. Și noi credem că doar așa șuiere pe la urechi. Acolo se duc. Cine rănește în chip ușurat, vorbește în chip ușurat, rănește ca străpungerea unei săbii. Și sunt femei cu sabie în poșet. Și atât taie. Sunt și bărbați cu buzdugan în traist. Vorbește, zici că face pregătiri să fie basist. Ei, mai trece și la... Ma nu, să fii sopraniste din alea așa înalte, știi? E foarte important. Tonalitatea, cuvintele alese. Astea prind bine și la unul tânăr, și la una bătrână. Să nu spui vreo vorbă soțului care știi ceva să semene a gelozie, asta e mare nebunie. Mi se pare uneori că gelozia e la fel de demonică precum curvia. În scenări aștia ar fi buni de regizori de filme. Deci, imaginația au și cuvinte așa, sau din alea cu două înțelesuri, să-l atingă, să-l jignească pentru soacră sa, pentru să-i spună și... Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt? Și cât îi vorbim noi? Și noi vrem să fim fericiți. Nici mâncarea nu e mai bună dacă nu știi să o servești cu drag. De dimineață spune o vorbă frumoasă, seara, o mângăiere. Găsește
ceva care să ridice pe om. Cum și în Isaia 50, Dumnezeu, Domnul mi-a dat o limbă iscusită să știu să ridic pe cel zdrobit de întristare. Să-ți placă auzi când auzi glasul nevestei tale, cum zici în cântarea cântărilor, e turturica mea, e porumbița, auzi cum cântă. Da. Sau și auzi, e glasul preiubitului meu, zice în cântarea cântărilor, înnebuneam când îmi vorbea. Adică mă fascina. Mă ajut. S-ar putea cu vremea, oricum îmbătrânim, suntem bolnavi. Ai nevoie de o vorbă bună și când ai muncit și în ziua când ești bolnav. Am fost la o logodnă iarna trecută și a fost așa o atmosferă plăcută. Tânărul respectiv care se logodea nu avea tată și el îi îngriji mult de frații lui, mama lui, plângea așa de bucurie că a fost un băiat bun și a găsit acum o fată. Fata era una dintre cele mai mari dintr-o familie numeroasă, mama ei a spus, am discutat cu ea, nu ca și cu fata mea, ca și cu sora mea. Și a fost o atmosferă plăcută. Câteva zile diferență, am fost la o mormântare, muri fratele Valer de la Ortișoara, au rămas 10 copii, toți necăsătoriți, mici, durere. Și m-am gândit, viața de familie se consumă între momentul ăsta așa de înălțător de la început,